faptul că scriu poezie, mie îmi face foarte bine. Pentru mine cântăreții sunt modelul. Nu-mi place deloc de Ion Bogdan Ștefănescu. În această ediție a emisiunii Intermezzo stăm de vorbă nu doar cu flautistul, ci și cu poetul Ion Bogdan Ștefănescu. Dar până să trecem la aceste două embleme ale personalității dumneavoastră, artistice și literare, aș vrea să vă întreb ce mai face omul Ion Bogdan Ștefănescu. Omul Ion Bogdan Ștefănescu face ce face și artistul Ion Bogdan Ștefănescu, fiindcă trebuie să recunosc că ceea ce fac eu îmi ocupă tot timpul, dar într-un mod foarte plăcut și creativ. În situația în care mă aflu acum și de cel puțin 15-20 de ani de zile, de fapt, nu-mi permit luxul de a fi un om liber în sensul pe care un om cu o meserie fixă, cum să zic, un program fix și-l poate permite. Eu am întotdeauna când cred că sunt liber, ceva se ivește. Bună oară acest interviu, dar recunosc că sunt lucruri care întotdeauna îmi fac plăcere. Întotdeauna sunt repetiții foarte multe, ziua e prea scurtă ca să le poți face pe toate, de fapt, și atunci am învățat ca și în momentele acestea de repetiție să mă pot relaxa într-un anumit fel, pentru că orice apropiere cu alți parteneri, practic e un prilej de discuție, de cunoaștere, de schimb de idei, și lucrurile astea practic îmi dau senzația de timp liber până la urmă. Nu ați urmat studiul flautului de la bun început? Am început de la, nu știu, cred că vârsta de 5 ani, studiul pianului. Era o vârstă frumoasă și acest studiu al pianului mi-a mâncat mie într-un fel copilăria, fiindcă toți prietenii mei, și erau mulți la vremea aceea, prietenii cu care eu mă jucam în fața blocului. Suntem o generație de, cum se chema, de creței sau parcă. S-au născut în acei ani, 68-69, foarte, foarte mulți copii, așa că aveam mulți parteneri de joacă. Problema era că eu, în loc să bat mingea în fața blocului după orele de școală, eu trebuia să mai studiez cel puțin 2-3 ore la pian, exact în perioada aceea, între 5 și 8, altfel n-aveai cum să studiezi într-un bloc, trebuia să aștepți ca lumea să-și termine perioada aceea de odihnă. Eu studiam, iar ei se jucau din când în când, mă mai strigau să mai las pianul și să vin la joacă. Deci a fost o provocare. Dar ați fost atras de acest instrument sau cumva v-au împins de la spate părinții? Sigur că m-au împins părinții de la spate. Puțin copii sunt atât de atrași de instrument încât să-i convingă ei pe părinți să-i dea la acel instrument. Eu, din ce mi-au spus părinții, aveam o ușurință în a cânta absolut orice melodie, o reproduce de fapt foarte bine, orice melodie pe care o auzeam la radio sau oriunde aș fi auzit-o. Și foarte mulți prieteni atunci i-au sfătuit pe părinții mei să mă îndrume către muzică, pentru că rar se întâmplă ca un copil să aibă o asemenea ureche muzicală. Iar relatura cu flautul, când a început? În clasa 5-a, habar n-am câți ani trebuie să aibă un copil în clasa 5-a, pentru că examenele de la
de la pian, pentru că eu am intrat într-un sistem bine organizat de studiu temeinic al muzicii, mai ales pe vremea aceea așa se făcea. Deci am mers la liceu de muzică din clasa 1. Ei bine, profesorii erau foarte duri, chiar răi unii dintre ei, aș putea spune, iar examenele erau un coșmar. Cel puțin așa am resimțit eu în acea perioadă de 4 ani, 5 ani cât am studiat în școală pianul. Și de multe ori, chiar cu câteva zile înainte de examen, nu puteam dormi. Era o neliniște profundă, o angoasă. Și pe cât mi se spunea că sunt de talentat, pe atât deveneam de crispat în clipa în care trebuia să cânt în fața unei comisii. Dar să revenim la întrebarea inițială. După ce ați început studiul flautului, un instrument nobil de altfel, ați simțit aceleași emoții pe care le aveați la pian sau au fost un pic mai domolite? La început au fost mai domolite, după aceea s-au acutizat un pic, e firesc. Cântatul la flaut implică și o anumită problemă în clipa în care ai emoții. Același lucru se întâmplă probabil cu... Despre respirație bănuiesc este vorba. Cântăreții. Când ai niște emoții, cum să zic, imberbe, nu? Acelea din perioada aceea de adolescență și înainte, ele sunt foarte puternice. Și practic se pune un nod în gât. E foarte greu să reușești să controlezi lucrurile în clipa în care vezi că în fața ta sunt spectatori, te ascultă, sunt părinți, sunt colegi. Cel mai greu e să cânți în fața colegilor, în fața prietenilor, asta e clar. Spre exemplu, acum mi se spune că de către cei cu care colaborez, ei sunt fascinați de faptul că eu nu am emoții. Eu am emoții foarte mari, dar știu să nu le arăt și știu eu acum să le controlez și să întorc aceste senzații destul de amețitoare în favoarea mea. Și această emoție o canalizez întru totul în cântat, în artul artistic. De multe ori, școala fiind nu atât de grozavă pe cât ni se spune, vorbesc de cea românească. Chiar vreau să vă întreb despre acest lucru, dar puțin mai încolo. Da. Să vă spun mai încolo atunci sau acum? acest tip de în acest tip de școală, practic, dacă nu ai șansa să ai de la bun început un profesor foarte bun, poți studia ani de zile și într-un ritm foarte susținut, fiindcă sunt concursuri tot timpul, sunt profesorii, practic, au ajuns să folosească studenții ca pe elevii, ca pe o monedă de schimb. Uh-huh. Ei se mândresc cu performanțele unor copii care habar n-au de ele, ei nu realizează practic că fac anumite performanțe. Sunt îndesați așa cu tot felul de informații pe care ei nu au timp practic să le deceleze și să le digere, dar și să le aprofundeze. Și eu am trecut prin aceleași stări. Vorbesc în cunoștință de cauză. Ce exerciții de respirație făceați sau mai faceți pentru a vă potoli un pic nervozitatea? Sau chiar și înainte, chiar înainte de a studia, bănuiesc că faceți. Nu, recunosc. Eu sunt o persoană atipică. Îi sfătuiesc pe studenții mei să nu studieze sau să studieze cât mai puțin. Să nu mai facă game, să nu facă studii. Pe anumiți studenți, depinde, de la caz la caz. Dar consider că o interpretare trebuie să fie cât mai firească, din punct de vedere fiziologic. Cu cât gândim mai mult cum ar trebui să respirăm,
cum ar trebui să, nu știu, la canto, să deschidem gura, să impostăm, să... cu atât pierdem din vedere, culmea, scopul principal al artei, acela de a emoționa. Eu recunosc, nu știu cum s-a întâmplat, dacă cineva m-a învățat lucrul ăsta. Știu că m-a învățat prost, asta pot să spun. Am avut un profesor care m-a învățat să respir prost. De ce? Pentru că îmi spunea în fiecare zi, trebuie să respiri din diafragmă. În clasa a cincea, nu știu câți copii, poate acum că învață mai repede, au informațiile, le parvin mai ușor, știu ce e diafragma. Ok, mi-a explicat ce e diafragma. Dar acum intra în răspăr cu ceea ce învățam eu la școală. Eu am învățat că trebuie să respir din cu plămânii. Nu? Cum să respir cu mușchi, o diafragmă, aia nu înseamnă nimic. Iar el, ca să localizeze într-un fel zona în care se află această diafragmă și de unde eu ar fi trebuit să respir, mă punea zilnic să fac exercițiul ăsta, să ridic catedra. O catedră care era îngrozitoră de grea la vremea aceea. Acum cred că s-au schimbat băncile, nu mai sunt la fel la școală, dar atunci era ceva ce nu se putea mișca decât de niște bărbați și neapărat să fie doi, un bărbat singur. Nu. Și eu mă căzneam să ridic acea catedră și bineînțeles că totul se încorda. Și în clipa în care zvâcneam, așa igneam, se încorda, atunci simți? Eu zic, da! Aia e diafragma, respiră! Și dă-i și respiră. Și iată un exercițiu, spre exemplu, propus în școala românească de flaută și de suflători. Sigur că n-are nicio legătură asta cu cântatul, clar. Spre surprinderea mea, în clipa aceasta, dacă întrebăm foarte mulți cântăreți, profesioniști, mari, cum respiră, vor spune din diafragmă. E bine de știu că diafragma asta, fiind un simplu mușchi, ajută pur și simplu la emiterea acelei coloane de aer într-un mod susținut, drept. Ușoară modalitate de a te apropia de un instrument de sfaș, de a-l face să rezoneze, este să folosești exact tehnica de cântat, de cânt. Pentru mine cântăreții sunt modelul. Și am încercat, când mi-am dat seama târziu de lucrul acesta, după ce am terminat conservatorul, am încercat de atunci să reușesc să aduc în cântatul meu cât mai mult din acest tip de tehnică și de, practic, de naturalețe a emiterii sunetului. Există vreun sfat dat de către vreun profesor din România sau din străinătate pe care îl urmați, de fapt, și în ziua de astăzi? Sigur că da. Acum asta, am primit atât de multe sfaturi. Stau să mă gândesc. Am studiat cu oameni foarte, foarte importanți. Alain Marion, spre exemplu, un mare flautist, era șeful catedrei de flaut de la Paris când am studiat eu cu el. Mi-a zis, în clipa în care m-a ascultat prima dată, m-a ales din 100 de flautiști, ca eu să fac demonstrație cu el pe scenă și să lucreze cu mine, ceea ce pentru mine a fost un premiu imens. Am cântat o piesă pe care o știam foarte bine și în care eu îmi puneam și abilitățile, dar și intuiția mea muzicală și talentul, le puneam în valoare. Când a venit vremea să cânt în fața 200 de flautiști, atunci emoția aia de care vorbeam noi la început
a început să cam bată la ușa, așa, în sufletul meu și mi-a fost destul de greu. Mi-am dat seama că mă ascultă 200 de profesioniști și că eu lucrez unul dintre cei mai mari flautiști din lumea asta și stăm cot la cot pe aceeași scenă și discutăm și el îmi cântă, eu îi cânt, cântăm și împreună și destul de greu. Asta se întâmpla în 90 la Nisa. Și mi-am cântat în inconștiența mea o sonată de Bach. Mi-a spus că trebuie să schimb urgent felul meu de a aborda acest tip de muzică. Fiind o muzică de dans, de salon, nu? O gigă, o curantă, o sarabandă, un menuet, nu? Eu îl cântam cu greutatea, mă gândeam eu, a muzicii de biserică, într-un tempo greoi, cu un sunet cât se poate de apropiat de organ, mintea mea, nu? Un flăuțel, cum să... poate cât un tubuleț de orgă, dar nu o sonoritate atât de masivă, nu? Dar așa îmi doream eu. Și această intervenție a lui pe mine m-a șocat atunci. Și n-am înțeles, o recunosc. El mi-a exemplificat, nu mi-a plăcut deloc. Dar recunosc că această idee a încolțit în mintea mea și a prins rădăcini foarte adânci. Și în jumătate de an deja studiam ca un nebun ca să-mi scap de acest tip de interpretare a muzicii pe care școala românească mi-a dat-o și care nu are nicio legătură cu muzica barocă. Și mai târziu, când am fost în America și am făcut masterul cu Alex Murray, am avut norocul ca acest Alex Murray, un foarte mare flautist și profesor, a fost, cred că vreo 30 de ani prin flautist la London Symphony, după care a rămas în America și a predat flaut. Prin el, am aprofundat această muzică și acest tip de cântat. Am avut un noroc extraordinar. Iar omul care mi-a schimbat complet viziunea asupra flautului modern, tot la vremea aceea s-a întâmplat, a fost James Golui. A venit cât eu studiam în America, chiar în locul unde eu studiam, și a cântat la Craner Center. Asta era Urbana-Champaign, facultatea unde sigur că a predat și Eliade, Enescu a predat, acum predă și Erban Lupu sau Sever Tipei, compozitorul, sunt doi români importanți acolo. La acea facultate, unde există în cadrul facultății, practic, care este un complex, există o sală uriașă de concert, una dintre cele mai importante din America, Craner Center se cheamă, și James Golui a avut recital. Ascultându-l doar pe viu, am realizat ce face el de are acel sunet incredibil. Pentru că e unicat în peisajul flautistic mondial. Și mi-am dat seama că toată frumusețea aceea sunetului, calitatea aceea deosebită, vine din faptul că vibrează într-un anumit fel. Vibrând în felul acela, exact nu din diafragmă. Care este diferența între un concert live și o înregistrare în studio? Bănuiesc că nivelul de concentrare este cu totul altul. Enormă e diferența. Eu am avut șocuri mari în ceea ce privește imprimările, ascultându-le pe cele realizate live. Pentru că una e să cânți pentru public și una e să cânți pentru microfon. Orice mic dezechilibru, orice
sunet care n-a ieșit exact așa cum ți-ai dorit un miime aia de secundă, te face pe tine să-ți dorești să repeți lucrurile, că se poate. Și de cele mai multe ori, această repetiție nu poate duce decât la lucruri care ies din ce în ce mai greu. Poți să repari locșorul acela, dar să se petreacă ceva mult mai grav, trei măsuri mai încolo. Și intri într-o buclă de asta a perfecțiunii pe care e imposibil să o atingi. Mi s-a întâmplat acum de curând, acum câteva luni, când am imprimat muzica Violetei Dinescu împreună cu cei de la Trio de la Timișoara, Trio cu care împreună alcătuim Trio Contraste. Nu? Sorin Petrescu, pianistul, și Doru Roman, percuționistul. Am avut 3 zile de imprimare la Deutschlandfunk cu cel mai mare, cel mai bun din lume inginer de sunet, cel mai scump, cel mai... Ștefan Schmidt. Eu când am auzit că el o să ne imprime, am fost complet speriat, pentru că știam cât de pretențios e. Îmi povestise chiar Dan Dediu, și el a avut ocazia să imprime cu el, și cât de greu i-a fost. Bine, într-un fel, fiindcă a ieșit o imprimare excepțională, dar l-a stors pur și simplu. Iar eu, noi în 3 zile, trebuia să imprimăm o întreagă muzică, adică să intre pe un disc. Asta înseamnă 60-70 de minute de muzică. Ei bine, într-o zi jumătate am terminat practic toată muzica acestui CD. El a apărut, există mărturie. Sună impecabil. Iar acest individ, în loc să-și strângă lucrurile, să zică, domne, mulțumim, ne-am făcut treaba, acum putem pleca acasă. Eu oricum fusese plătit pentru 3 zile. Îmi spune mie, vezi ce bine e să fumezi, pentru că am ieșit la o țigară și el la fel. Și stând la o țigară amândoi, el zice, Ionuț, dar de ce să plecăm noi acasă? Că mi-a spus Violeta că tu mai ai piese pentru încă un CD, numai flaut. Hai să-l imprimăm și pe ăla, dacă tot avem spațiu. Iată o schimbare de cadru, însă subiectul nostru continuă. Păstrăm racordul în sensul că paharul l-am adus cu mine. E bine să știe telespectatorii că noi am vorbit foarte mult neștiind că s-a întrerupt curentul și am schimbat cadrul. Acum avem lumină naturală. Am spus foarte multe lucruri interesante. Nu o să le mai repet acum. Dar revenind la ceea ce vorbeam noi între noi și accidentul ăsta ne-a întrerupt, acest Ștefan Schmidt m-a așteptat a doua zi cu un studio pregătit incredibil, în sensul că el deja consultând partiturile pe care urma ca eu să le imprim, totul numai flaut solo, suprapunere de fapt de flaute, sunt piese pentru 3, 6, 8 flaute, 16 și așa mai departe, s-a gândit că foarte bine pentru acel tip de muzică ar fi ca atmosfera din studio să fie una ca de spectacol, de teatru, mai bine zis. Și atunci, cu toată echipa lui tehnică, au lucrat câteva ore și au creat un spațiu de lumini și umbre extraordinare. Și au înșirat 8 pupitre, fiindcă eu urma să imprim pe 8 canale diferite, cu lumini specifice pentru fiecare pupitru. Și eu
m-am descălțat ca să nu fac zgomot, recunosc, și pentru că trebuia să mă plimb. Și am imprimat, așa, dintr-un suflu, această muzică, iarăși 60 de minute de muzică, cred, într-o zi jumătate. Practic, cu această echipă, am reușit ca în 3 zile să imprimăm material pentru 2 CD-uri. Cât de aproape vă este muzica contemporană? Știu că ați interpretat foarte multe lucrări semnate de Dan Dediu, Doina Rotaru, iată două nume foarte importante din componistica contemporană românească. I-ați numit pe cei care, într-adevăr, îmi sunt foarte apropiați de suflet. Cred că am cântat, de fapt, în această perioadă a carierei mele, aproape toți, dacă nu pe toți, compozitorii români. Eu îi iubesc foarte tare, cred foarte mult în creația românească. Avem niște compozitori senzaționali și foarte puțin, de fapt, apreciați chiar de noi, cei care facem parte din cultura română în clipa asta. Spre exemplu, datorită Doinei Rotaru, eu m-am apropiat de acest tip de muzică, fiindcă pe când eram eu în clasa 8-a, deci foarte, foarte tânăr la început, practic, de învățătură, Doina Rotaru a compus o piesă care se numește Legendă, iar eu i-am interpretat-o în prima audiție absolută, deci aveam, nu știu, 13 ani. Cred. De atunci, atât de tare m-am îndrăgostit de acest tip de muzică, încât niciodată vreun recital de-al meu nu a fost conceput fără să cuprindă măcar o lucrare de muzică contemporană a unui autor român în mod special. O performanță cu care eu mă mândresc este că am fost distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor pentru interpretare. Un lucru de care sunt foarte mândru, pentru că în 100 de ani de când această Uniune funcționează, niciodată Uniunea nu a acordat un premiu unui interpret. Iar eu am fost cel care am spart gheața și de atunci, deci de 2-3 ani, anual, se va acorda acest premiu. Ați menționat despre premii. Nu este singurul premiu pe care l-ați obținut, sunt mult mai multe. Cât de mult v-au ajutat în cariera aceste premii? Nu știu dacă m-au ajutat. Psihologic, da. Bineînțeles. Pentru că la 17 ani, bună oară, să obții premiul întâi la Concertino Praga, e o performanță, într-adevăr. Și mi-aduc aminte că la vremea aceea m-am bucurat enorm de acest premiu. Știu că cei care se ocupau de critica muzicală în acea perioadă și profesorii din școală nu puteau să creadă că s-a întâmplat această performanță și știu că m-a durut că într-un articol de ziar un critic a scris că am obținut premiul 2 sau premiul 3 și când l-am întrebat, a zis, dom'le, nu pot să cred că ai obținut premiul 1. Știți, așa erau vremurile atunci. Durerea mare a fost, spre exemplu, că după ce am obținut acest premiu, care mai ales pentru școala românească de suflători, e o
floare rară. Aurelian Octav Popa a fost cel care, într-adevăr, a făcut o performanță fulminantă la vremea lui, în tinerețea lui, obținând și la Praga și la Geneva premii. Dar după aceea nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Iar eu am venit după zeci de ani, practic, de pauză și am adus în țară un premiu. Ei bine, ca răsplată, în anul următor, când eu terminam liceul de muzică și urma să dau la conservator, forurile superioare de conducere ale culturii române de atunci au hotărât să fie anînchis la conservator la instrumentul flaut. Și asta, țin minte că m-a durut enorm, fiindcă mi s-a părut o nedreptate totală. Dar, tot rău spre bine, un an de zile am studiat și mai mult, am învățat și mai multă carte și teorie, cum era pe vremea aceea, trebuia să înveți temeinic ca să intri la conservator. Puncte emblemă pe care le-am amintit la începutul discuției, aș mai adăuga încă două. Sunteți și compozitor și autor al unor librete de operă. Vedeți, dumneavoastră, e mult spus, foarte mult spus compozitor. Cochetez cu această zonă, într-un fel, eu cred că e normal la un moment dat ca un interpret care atinge un anumit nivel să se gândească și la zona aceasta și de obicei se întâmplă, iar interpreții, dacă gândesc ceva, o gândesc pentru instrumentul lor. Eu n-am făcut-o niciodată, ba, mint, dar mai târziu am avut curajul să compun și două piese, cred, pentru flaut, dar în principiu s-a întâmplat să colaborez cu Gavril Pinte, de exemplu, regizorul de teatru de la Radioul Național și am făcut Pârnia și Stamate, CD-ul este aici și îmi place foarte mult. Am făcut muzica acestui text al lui Urmuz pe care Pinte l-a regizat. Dar am scris lucrări pentru Doru Roman. Îmi place foarte mult de el și de ceea ce poate el să realizeze cu instrumentele de percuție. E realmente un magician. Și atunci, plecând de la discuția așa, uite cum stăm noi la masă, odată am făcut o promisiune, el a râs, că așa, de fapt, el m-a declanșat demersul ăsta al meu. Eram după un festival de percuție organizat de Matei Alexandru la conservator, unde veniseră ansamblul de percuție foarte bune de studenți și al lui Matei și al lui Doru Roman de la Timișoara. Au electrizat sala, recunosc, dar era o propunere sonoră atât de puternică, 6-8 oameni care bat în tot felul de cazane și de pietre și de... E o luxurianță sonoră câteodată copleșitoare. Și eu le-am promis atunci că o să scriu o piesă, foarte repede o să o fac, numai în pianissimo, pentru instrumente de percuție, pentru ansamblu de percuție. Dar nu, eu nu pot să spun că sunt compozitor, Doamne ferește, i-aș jigni pe compozitori. Iar cu libretele de operă? Libretul de operă
Și el s-a născut dintr-o... sunt mai multe, adevărat. Amândouă s-au născut din... tot din provocări. Diana Rotaru. O compozitoare excepțională, cu premii fantastice. Puțină lume probabil că știe despre aceste performanțe. Iată o persoană pe care ar trebui să o invitați în emisiune, uluitoare ca performanță. Și ea se plângea de faptul că are o comandă, trebuie să scrie o operă pentru conservatorul din Paris, dar că nu are libret. Și eu, simplu, am zis, care e problema? În două zile ai libretul, zic eu. Ți-l fac eu. Sigur, nu l-am făcut în două zile, dar într-o săptămână libretul a fost gata. Noaptea albastră se cheamă. Și Diana a scris muzica. Și o muzică, și muzica aceea premiată ar fi trebuit să apară la Opera Română. Până la urmă, Diana nu și-a văzut Visul cu ochii. M-aș fi bucurat și eu, recunosc, să fi văzut spectacolul în sine. Poate că se va face. Iar al doilea libret, care se cheamă W, e o trăznaie pe care am imaginat-o pe seama operei lui Mozart, directorul de teatru, și în discuțiile mele cu Gelu Colceag, am ajuns la concluzia că trebuie făcut acest spectacol, dar imaginat un scenariu, pentru că acela era, acel libret era mult prea sărăcuț pentru ceea ce Gelu și-ar fi dorit. Care sunt vârstele flautului? Vârstele flautului sunt foarte, sunt foarte, cum să zic, se întind pe o perioadă foarte, foarte lungă. Vârstele flautului, într-adevăr, este cartea pe care eu am intitulat-o așa, pentru iată, că este chiar aici, de față. O istorie a instrumentului. Și studiind destul de aprofundat această istorie a instrumentului, am descoperit, pentru că nu știam nici eu, că iată, școala nu mi-a dat, nu m-a învățat lucrul ăsta. Adică n-am avut, practic, gândiți-vă, în România nu există materiale care să te... îmbolnească într-un fel și să abordez un asemenea demers. A trebuit să studiez în America, a trebuit să întâlnesc cu oameni importanți în lumea flautistică, care să mă determine pe mine, prin personalitatea lor și prin cunoștințele pe care le aveau despre instrument, să gândesc această carte. Și am descoperit că se consideră și este omologată această teorie, au fost dezbătută vreo 15 ani, se consideră că flautul este cel mai vechi instrument de pe pământ. Sigur că legendele spun că este instrumentul pe care zeii ni l-au dăruit pentru a rămâne într-o legătură continuă. Sufiții spun că este prelungirea sufletului. Cea mai frumoasă poveste pe care eu o știu și pe care am aflat-o investigând istoria flautului, unde legenda se împletește cu realitatea, s-a petrecut în China. O echipă de arheologi în America s-au hotărât să escaveze malurile râului Galben, pentru că știau ei din surse sigure că acolo vor găsi tot felul de vestigii. 2-3 ani de zile s-au chinuit și nu au descoperit mare lucru. Și unul dintre arheologii chinezi zice, da, noi avem în muzeul nostru național, undeva într-un pod, niște cufere cu tot felul de obiecte pe care noi le-am escavat acum mulți ani. Și nu le-am cercetat niciodată. Și mă gândesc că poate vi le oferă vouă, că voi aveți altă tehnologie.
Și în clipa în care au deschis unul dintre aceste cofere, au găsit. Opt sau zece flaute din os. Unul dintre ele în perfectă stare. Se poate cânta. Legenda chinezească spune că atunci când un păstor cânta la flaut, cocorii se opreau din migrație vrăjiți și se așezau în jurul păstorului și îl ascultau. Ei bine, toate aceste 10 flaute sunt făcute din os de cocor. Cum este să șlefuiți muzica unor cuvinte? Pentru că dumneavoastră scrieți și poezii. Așa, ce bine că n-ați spus că sunt și poet. Descris poezie scriu pentru că la un moment dat am simțit această nevoie. Nu mă întrebați de ce, cum, pur și simplu s-a întâmplat. Așa cum e și cu respirația, cu vibratorul, ele se întâmplă pur și simplu. La început mi s-a părut ciudat să arăt aceste poeme cuiva. Le-am ținut într-un fișier secret al computerului. Și mai târziu, când aceste poeme s-au înmulțit, am avut curajul să-i arăt tatălui meu, care, cunoscutul actor Eusebiu Ștefănescu, da, care mi-a dat gir recitându-le într-un spectacol, a ales câteva, bineînțeles, și atunci eu am căpătat încredere și am început să le aleg și să mă gândesc că aș putea să le și public. Iar cei care mi-au publicat cărțile mele de specialitate, Joc de oglinzi, care este doctoratul meu, și Vârstele flautului, s-au gândit să publice și un volum de poezie. După câțiva ani, am avut curajul să ies și cu al doilea volum pe piață. În orice caz, faptul că scriu poezie, mie îmi face foarte bine. Fiica dumneavoastră moștenește talentul muzical sau a abordat o altă cale? Fiica mea dă dovadă de un talent pe care eu mi l-am dorit foarte mult. Ea pictează și studiază profesionist pictura la Liceul Tonița. S-a întâmplat că la vârsta ei de 3 ani avea, să întâlnesc o tânără absolventă, practic, mi-a fost recomandată, de fapt, de un prieten de Facultate de Arte Plastice, care a venit cu o propunere stupefiantă către mine. Deci eu pot să-i învăț pe copii și de 3 ani, de 4 ani, eu predau istoria artei și fac să învețe chestia asta. Domnule, extraordinar! Și am avut încredere în ea. Și din clipa aia, de la 3 ani, a testat-o pe Maria Alexandra și acum sunt prietene, fiindcă fata mea are 15 ani și studiază în continuare cu Luciana Toma. Nu se despart. Și lucrurile au devenit din ce în ce mai profesionist gândite și realizate. Și atunci ea chiar a crezut în acest drum. Eu e adevărat că la început am zis, dom'le, orice copil, după părerea mea, se naște cu talent. Orice copil, asta e clar. Depinde de noi, părinții, să știm cum intuim acel talent și apoi cum îl speculăm în sensul bun, cum îl educăm. Și cred cu tărie că orice copil trebuie să se apropie de zona aceasta artistică, mai ales în copilărie. Pentru că asta este pecetea, marca cu care în viitor evoluezi în orice alt domeniu de activitate.
Care este scara dumneavoastră de valori? În ce sens? În toate sensurile. E o întrebare dificilă. Știți de ce? Pentru că, sigur că... valoarea, sau anumite principii după care vă ghidați. Asta e altceva. Că valoarea, odată ți-o dă... adică, cum să spun, sentimentul ăsta că ești, nu ești într-o, în viața asta și atât, nu? Și că ești observat de undeva și ghidat. Deci partea religioasă trebuie să dea, să cântărească mult în, în viața noastră. Și e o valoare. Părinții sunt o valoare și, sigur, copiii. Apoi, ceea ce faci, nu? Dacă într-adevăr crezi și îți place, atunci e valoare. Principiile și ele au legătură cu, sigur, cu domeniul meu artistic. Am anumite judecăți de valoare pe care mi le-a impus domeniul în care activez. În general, încerc pe cât se poate să ajut în clipa asta, iată, să-i ajut pe tine, pentru că și eu am fost ajutat la rândul meu și am crescut cu această mentalitate și îmi face bine dacă pot să ajut pe cineva. Dacă umpli cu alea, pa! V-a plăcut întotdeauna de Ion Bogdan Ștefănescu sau ați preferat să-l mai și șlefuiți? Nu-mi place deloc de Ion Bogdan Ștefănescu. Nu-mi place. Adică, ideea e că în clipa în care faci ceva, dacă interpretezi, nu? Că de la asta ne referim în clipa asta, foarte rar cred că ești mulțumit cu tine însuți. Practic, și asta este condiția performanței, a progresului. Tot timpul lucrurile trebuie să se schimbe. Nu, cel puțin eu, nu pot fi mulțumit de mine și din cauza asta nici nu am ajuns să mă plac. Nu? Adică tot timpul aș vrea să mă schimb în bine, e drept, pe cât se poate. Da? Această schimbare, această primenire a personalității, cred că e inevitabilă într-o carieră artistică. Yeah.